să mergem și cu 100 de km pe oră. Pentru că și aici este frumusețea acestei mașini și de-aia îmi pare mie rău foarte mult de dispariția din gama acestui motor 1.6 turbo. Era onest, era un motor cu care știai. Eu mi-amintesc că la hatchback am avut un consum, am făcut mulți kilometri atunci cu mașina, pentru că am fost și pe un circuit cu ea, deci am avut un, să spun eu, un parcurs lung cu multă autostradă, nu București-Pitești, ne-a dus până la ceva, nu mai rețin Arad, nu mai știu unde a fost atunci. Și a avut un consum mediu cu aer condiționat pornit undeva la 7,6 litri la 100 hatchback-ul și am fost foarte impresionat pentru puterea asta, adică practic e un consum mai mare cu un litru decât media compactelor cu 140-150 de cai. Și când ai 205 cai, totuși e un pic de diferență. Aici, în cazul acestui break, consumul a fost un pic mai mare, dar n-am avut același mix și nu ne-am întins pe aceiași kilometri. Iar, bineînțeles, caroseria break e și mai mare și mai grea și nu mai are aceeași aerodinamică pe care o are hatchback-ul. Adică diferențe sunt care dezavantajează practic acest break, iar diferențele acestea se regăsesc evident și în partea de consum și performanță pură, da? Pentru că hatchback-ul este o idee mai performant, folosind totuși aceleași tehnologii, motor, transmisie, suspensii și așa mai departe. Și iată, la 100 de km pe oră, probabil că un 5 ar fi consumul ideal pe care îl poți obține. Pentru că vedeți că oscilează între 4, 8, 5,4, 5,6, 4, 9, uneori și mai puțin, cum o să vedeți. Hai să nu zic neapărat 5, să zic un 5, 2, 5, 3, poate, în condiții ideale se poate obține. Asta ce înseamnă? Că dacă mergi normal, faci naveta, cum se spune, și nu vrei neapărat să tragi de mașină, că poate e trafic, că poate sunt coloane de mașini și din față și din spate și din sens opus și nu poți să faci neapărat depășiri, chiar dacă e o mașină sportivă, nu încurajezi pe nimeni să facă excese pe stradă, da? E o mașină cu care mai repede te duci, închiriezi niște timp pe un circuit, că acum sunt și în România 2-3 locuri unde te poți duce, fie participi la un track day, fie te duci la, nu știu, poți să te duci și în Ungaria, faci odată o excursie și te dai cu ea, deci modalități de descărcare există și cu acest Megane GT. Deci dacă mergi normal cu mașina, poți obține consumuri extraordinare pentru 205 cai, așa cum se vede pe display, da? Să urmărim și consumul la 90 de km pe oră. Și nu putem să... Asta spun, de asta mi-a plăcut. Motorul este senzațional, adică să stai în zona de 4,5 litri la 100 cu 205 cai merită aplauze. Da? Iată. Ce dovadă mai bună de atât. Deci live. Adică nu mă aștept să văd 3,8, că nu e DCI. Dar impresionant motorul pe această caroserie. Mergem și cu 80 de km pe oră, așa de dragul, pentru că am făcut cu toate și de ce să nu facem și cu acest Megane în varianta break. Și pe urmă o să tragem un pic de mașină așa în linie dreaptă, în limitele de bun simț, ca să vedeți și cum se manifestă, având o ușoară diferență de greutate, e mai grea un pic decât hatchback-ul, altă aliură față de hatchback. Iată, deci la 80 de km pe oră, 4%. Nu m-aș mira să văd și sub 4%. Iată, 3,8-3,9%. Remarcabil.
remarcabil acest motor. Și, mă rog, noi practic cu această filmare îi punem cruce, cum se spune, adică el dispare din oferta comercială, a fost deja scos de pe site-ul Renault. Bun, ok, ne-am lămurit. RS Drive, ne-am mutat în RS acum. O să o punem în D cutia și ne vom juca un pic cu mașina. Vom face niște accelerări. Deci iată, suntem în drive, treapta 7-a. 70 de km pe oră și o să apăs pedala de accelerație la podea să vedem cum răspunde mașina. Observați că peste un anumit prag de viteză cruise controlul adaptiv s-a dezactivat. El funcționează între anumite limite. Față de RS și față de alte mașini, la aceeași, mă rog, nu la aceeași putere, la această putere, la 205 cai, treptele sunt destul de lungi pentru că motorul oferă o plajă bună de durație la care ai cuplu maxim. Și însă treptele sunt destul de lungi și accelerarea e mai degrabă liniară în anumite situații. Ați văzut? Adică nu e atât de radicală ca un RS. Este o mașină pe care o simți că poate, dinamică, te duce, faci cu ea ce vrei să faci și te simți bine cu ea, îți oferă o stare de bine. Însă nu e atât de, cum să spun, nu e înfricoșătoare. Deci mașina este foarte docilă când o conduci, chiar și când o conduci mai tare. Și la acest lucru contribuie, bineînțeles, faptul că șasiul este foarte bine setat. Deci șasiul este un compromis incredibil între confort și sport. Este uimitoare această mașină. Bun, o să revin la o viteză mai normală de 70 de km pe oră. De data asta însă o să mergem și în manual și vom retrograda folosind clapetele pentru a pleca cumva dintr-o zonă de turație preselectată, adică nu mai punem cutia să piardă timpul. Deci noi mergem, știm că vrem să tragem de mașină, da? O punem la 70, dar suntem în treapta 3-a deja, da? Și plecăm direct. Și iată răspunsul mașinii. Și acum, da, te împinge în scaun frumos. Da, incredibil este setată suspensia. Cred că am spus-o și la varianta hatchback. Pentru că pur și simplu confortul este extraordinar. Și autostrada noastră București-Pitești, o știți cum arată, adică nici nu se discută. E departe de a fi vreo minune în materie de asfaltare. Foarte plăcută mașina. Mie chiar am un sentiment de regret că așa ceva dispare. Nu mă îndoiesc că noua motorizare va fi mai rea și mai spectaculoasă. Însă rămâne de văzut dacă va reuși să ofere și această combinație deosebită de putere și docilitate în același timp, inclusiv pe partea de consum. Pentru că, da, ok, îți place sportul și când ai apăsat pedala de accelerație la podea, ți-ai asumat că se deschide rezervorul spre consum. Însă sunt momentele intermediare în care doar mergi cu mașina, în care îți dorești să consume puțin și sigur că între 1.8-225 de cai și 1.6-205 cai s-ar putea să fie o mică mare diferență, poate mai mare de un litru, depinde, trebuie văzut. Motorul acela este totuși gândit pentru o mașină sportivă prin definiție, nu pentru un compromis și sunt curios cum va fi pe
pe acest Megane GT, indiferent că va fi hatchback sau break. Să mai facem o repriză de data asta și de la 100 de km pe oră, pentru că multă lume depășește de la viteze de acest gen. Deci vom avea 100 de km pe oră. Observați că numai din treapta a patra se poate, deci treapta a treia deja ieși din zona de turație sănătoasă a motorului. Și deci cum accelerează mașina de la 100 plecând din treapta a patra? Kick down. Schimbările cutiei sunt foarte rapide, iar precizia direcției este deosebită. Observați că am luat un pic piciorul din gaz pe la 160 și ceva și la reaccelerare pur și simplu mașina a continuat să accelereze ca și cum eram la 100. Adică deosebit motorul. Și incredibil acest sentiment de, deci de mașină 2 într-1. Asta și multe, am avut și am întâlnit multe mașini cu acest caracter, adică două mașini care îți oferă două lucruri în același timp, adică și confort și sentimentul de mașină foarte normală când vrei asta, iar în momentul în care vrei sport, primești sport. Vreau să vă zic că a apărut acum, apropo de break-uri, o mașină la fel de deosebită. Este vorba de Kia Proceed. Proceed-ul care nu mai este un trei uși, cum a fost până acum, ci este un fel de shooting brake, adică un fel de brake sportiv deosebit, total diferit de brake-ul gamei Seed. De ce am adus în discuție alături de acest Megane GT Proceed-ul? Pentru că Proceed-ul vine și el într-o variantă care se numește tot GT și care, ca din întâmplare, nu știu dacă nu ca din întâmplare, că toată lumea știe, cei de la Kia au și ei un motor 1.6 turbo, ca să vezi, cu o putere care a oscilat între 201-205 cai în funcție de aplicație, adică depinde pe ce mașină a fost montat. Și Proceed-ul vine tot cu o cutie de tip dublu ambreiaj cu 7 trepte, evident, și în această combinație cu motorizarea 1.6 de 201 sau 205 cai, depinde de piață, cum vine pe fiecare piață. Deci ce vreau să spun, că este încă o alternativă, iar acel motor îndeplinește, deci se va vinde încă cel puțin 2 ani, până în 2020, când se schimbă iarăși. De fapt, în 2020 se coboară pragul de emisii acceptate și măsurate prin VLTP de la 130 de grame media gamei, care este acum la ora la care vorbim, se va coborî până la 95 de grame. Va fi dramă atunci, adică vom vedea dispărând foarte multe motoare și apărând multe hibride, dar asta vreau să spun, că până atunci, dacă vă doreați ceva asemănător, există acel Proceed care se mulează extraordinar ca și concurent al acestui break Megane în varianta GT, pentru că are și un preț asemănător. Suspensia, chiar dacă nu e Renault Sport, este totuși dezvoltată de faimosul Biermann, tipul care a fost director tehnic la BMW M timp de o grămadă de când lumea și care de vreo 3 ani e la Kia. Și atunci există o alternativă interesantă la acest Megane GT. Sigur, Megane GT venind acum cu 1.8 și 225 de cai. Mașina are și sistem stop-start care funcționează impecabil. Ce îmi place foarte mult la ea, că în conducere normală, cu sistemele, să spunem, neîncordate, pe eco, pe neutru, pe așa, deci nici gând sport,
poate fi condusă foarte rezonabil dinamic și sigur e natural, ai 205 cai, nu se discută că nu ai cu ce. Însă îmi place că o face foarte fin. Deci dacă n-ai ști că ești într-un GT, e cel puțin la finețea accelerărilor și finețea schimbărilor de trepte, ai zice că ești într-un 1-2 TCE cu ETC. Da, sigur că vezi aici padelele, volanul sport, scaunele sport, fermitatea suspensiei, le simți, suspensia scutură o idee mai mult decât te aștepți la o mașină normală, însă incredibil de confortabilă în același timp, adică e neașteptat de normală mașina când vrei să fie normală. Și sigur, având 205 cai, e rezonabil să crezi și să vezi că în momentul în care rulezi normal și, de exemplu, vrei să faci o depășire sau altceva, nu e nevoie să, mamă, să schimbi în sport, să faci toate chestiunile, adică să o preîncălzești, că stai să fie pregătită, nu. Pur și simplu îți vezi liniștit de treaba ta, mergi normal în trafic, da? Și dacă ai o situație, pur și simplu apeși pedala de accelerație și răspunsul mașinii este oricum, da? Ce vrei să-mi spuneți, că nu poți să faci depășiri cu mașina asta? Deci suntem acum într-un mod personalizat cu toate înăbușite. Și cu toate astea, imediat mașina răspunde. Adică, într-adevăr, deosebită, frâne extraordinare, ținuta de drum este impecabilă și nu atât de mult te impresionează accelerarea sau frânele. Am mers cu mașini mult mai rapide decât GT-ul ăsta. Însă impresionante sunt forțele laterale pe care le simți într-un Megane GT. Deci pur și simplu abilitatea de a negocia curbele este incredibilă. Launch controlul întotdeauna destul de simplu la Renault, piciorul stâng pe frână, accelerația la podea, se trage de clapete și dai drum. Cum să nu plângi după o mașină ca asta? Îți place și îmi place și mie. Eu care sunt genul nesportiv, adică nu am avut și eu în tinerețe, eram dinamic, am mers și pe la curse, dar nu. Acum sunt cu SUV-ul, cu cutia automată, cu alte lucruri, dar nu se poate să nu-ți placă o mașină ca asta. Să mergem un pic și manual, ca să vedeți cum schimbă. Schimb eu acum. Schimbările sunt instantanee, foarte impresionantă mașina din punctul ăsta de vedere. La fel și retrogradările. Uitați-vă cum retrogradează. Și mașina în modul RS Drive este într-adevăr pregătită pentru alergat cu ea. Nu degeaba la TT Aur, la Academia TT Aur, o parte din mașinile care pot fi închiriate sunt Megane GT, pentru că oferă un compromis interesant, atât în ceea ce privește prețul de achiziție, cât și comportamentul sportiv. Într-adevăr, eu am avut ocazia de multe ori, nu cu mașini închiriate, ci în cadrul evenimentelor Renault, să conduc toată gama, să spunem, luăm Megane-ul acum, și în momentul în care pleci de la un 1.5 DCI, mergi cu 1.2 TCI, 1.6 DCI și până te urci într-un GT,
Nu mă refer acum la neapărat performanța de accelerare, pentru că circuitul, de exemplu, de la Titiaur nu este foarte rapid, deci nu e un circuit de mare viteză, e un circuit intermediar, de mai mult pentru învățare. Însă diferențele de ținută de drum cel mai bine se văd atunci. Deci în momentul în care pleci de cu un 1.5 DGI și treptat treci prin toată gama de modele, evoluezi pe mărimi de cauciucuri, talon din ce în ce mai mic și pe urmă ajungi la GT Line, la GT, da? Rămâi cu gura căscată de diferențe. Ce diferență uriașă este într-o mașină normală și acest GT. Vă imaginați cum este cu Megane RS? Ce diferență este? Este de la cer la pământ. Ce ar mai fi de zis despre acest Megane GT în varianta break? Păi nu prea simți că e break atunci când îl conduci, pentru că acest for control îți anulează orice fel de diferență, dacă vreți, între hatchback și break. Sigur că la limită îți dai seama că asta e un pic mai lungă și că se comportă o idee diferit, dar altfel, în mod normal, mașina este atât de performantă și cu o... Știu că poate exagerez cu epitetele, dar are o manevrabilitate incredibilă încât nu îți dă niciun moment senzația că ești într-un break. Mai ales că postul de conducere este identic cu cel al unui GT hatchback. Pur și simplu nici nu, deci nu îți dai seama, nu mai e așa că poate că îți car câinele cu mașina. În momentul ăla, da, stai că mi-am luat câinele și sunt cu break-ul, dar altfel nu îți dai seama, este superbă. Diferența, unde am simțit eu diferență, dar și aici cu circumstanțe atenuate, la consum. La consum, mașina a consumat, să spunem, o idee mai mult decât varianta hatchback, dar și mixul de consum a fost diferit. Am mers, eu zic, undeva la 90% din timp cu aerul condiționat pornit, că nu poți să stai. Iar Renault-urile au și o caracteristică deosebită de care eu am mai povestit, că te cam încălzești în ele și tinzi să dai drumul la climă, să fii cu clima tot timpul. Deci mixul nostru de traseu a fost un pic mai deosebit, în sensul că am mers față de varianta hatchback, am avut o pondere un pic mai mare în oraș și nici nu am făcut atât de mulți kilometri cu hatchback-ul, am băgat două plinuri de carburant, în timp ce aici vorbim de, nici nu m-am uitat, 301 km, deci am făcut 300 km cu mașina. Consumul mediu e 8,8, dar nu ăsta e consumul, că asta vreau să vă povestesc acum. Mai avem range 160, deci un 460 de kilometri îi faci cu un plin, hai 500 să zicem așa, dacă mergi frumos. Consumul mediu, după părerea mea, real, cu această mașină condusă normal și cu ceva extravaganțe sportive ce ați văzut la noi, deci chestiunile pe care le-am filmat, ar trebui să fie undeva la un 8,4-8,5, da? Bă, dacă mixul de consum e mai mult pe extraurban, e posibil ca aceste consumuri să fie și mai mici, adică se ducă în zona de sub 8, 7-8, 7-9, ceva de genul ăsta, dar vorbim cu clima pornită. Deci e o diferență, mie mi se pare naturală, din faptul că e break, că e un pic mai greu, că e un pic mai puțin aerodinamic, na. Și probabil că de aici vine această diferență de consum. Real, trebuie să vă așteptați la un... să luați un calcul în 8,5. Deci dacă 8,5 nu vi se pare mult pentru 205 cai benzină, cutie dublu ambreiaj, mașina asta e perfectă, o găsiți și vă invit să o căutați pe piața second hand, pentru că nouă nu se mai vinde. Merită aplauzele noastre, pentru că este într-adevăr o mașină, încă o mașină deosebită a celor de la Renault. Ca să mă rezum în speță la modelul pe care l-am condus, ăsta în care mă aflu acum, am observat mici, să spunem, caracteristici cu care suntem obișnuiți noi la modelele Renault, atât eu care mai le testez, cât și cei care le dețin, adică gen a mai căzut un cheder, a mai
Deci mărunțișuri din astea am mai văzut. Și prin ea, când a săltat capota prima dată, unul din chedere, chederul de la peretele de foc, era căzut pe acolo, atârna, mă rog, probabil de la căldură s-a dilatat și l-am pus eu la loc. Mai pe drumuri mai proaste, deși suspensia tolerează bine și pe tine ca individ, nu te deranjează neapărat, iar scaunele sunt realmente uimitor de confortabile pentru ce sprijin lateral oferă. Deci pe drumuri mai proaste mai simți în caroserie anumite, eu le-aș zice așa, băbește torsionări. Caroseria altfel e foarte rigidă, deci din punct de vedere dinamic și sportiv nu m-a deranjat cu nimic, dar cred că anumite plastice prin ea, când e solicitată un pic, au mai făcut zgomote. Sigur, eu am mai avut genul acesta de feedback și cu alte modele Renault și cumpărătorii mi-au comentat și au zis, domne, nu, că uite, am cumpărat și nu face cadjarul, cum nu scârție, nu știu ce. Eu spun ce am întâlnit eu în mașina asta, adică n-am niciun motiv să ascund. Deci, mă rog, și acum, în timp ce rulez de undeva din zona trapei, zbârne ceva, mă rog, un greieraș, da, că ăsta e termenul care, vrem, nu vrem, a fost consacrat de cei de la Renault, că așa, cred că greierile ar trebui să aibă sigla Renault pe el și greierile din iarbă. Dar, și acum, vorbind foarte serios, lucruri foarte mărunte pentru raportul extraordinar de calitate-preț pe care l-are această mașină sau pe care l-a avut la momentul în care noi o conducem, nu se mai vinde, dar cu o săptămână în urmă se putea cumpăra, cu 10-15 zile în urmă era încă disponibilă mașina. După părerea mea, e o mașină deja colectibilă, adică este o mașină rară și cu performanțe foarte interesante. Nu e ca și cum, bun, avem și alți exponenți, Focus, ST și așa mai departe, inclusiv în variante break, dar acest GT are ceva aparte, adică vine cu niște chestii foarte interesante. Are o sportivitate, aș spune, mai pronunțată și ca feeling la interior decât celelalte versiuni ale concurenței și în același timp vine cu lucruri deosebite, adică o serie de display-uri care se pot schimba, moderez cu launch control, nu toată lumea oferă launch control, da? Să fim serioși, e o chestie la banii, la prețul pe care îl cerea Renault pe această mașină, într-adevăr era un best buy. Eu mi-amintesc că am și spus la varianta hatchback când am condus-o, că într-adevăr era o mașină care merita cumpărată. Deci, și recunosc, în ciuda faptului că am îmbătrânit un pic și nu mai sunt atras foarte mult de dinamică și de, deși chiar mâine dimineață o să merg pe un circuit din nou să mă dau cu nou Focus, nu asta e problema, că îmi place, adică agrez experiența în sine, indiferent că e cu Ford sau cu Volkswagen sau cu orice pe un circuit, oricui îi place. Dar vreau să subliniez că experiența cu acest Megane GT mi-a plăcut din nou, adică într-adevăr am simțit mașina și m-am bucurat de ea în fiecare clipă, indiferent cum am condus-o. Că am condus-o în anumite momente mai tare sau în alte momente mă duceam obosit seara acasă, cum să spun eu, pe starea aia când abia aștept să ajungi acasă și nu te mai interesează nici mașina, nici nimic, și conduci și te simți bine. Da, asta face acest Megane. Deci e o mașină care, într-adevăr, aș concluziona că merită aplauzele noastre. A avut o viață scurtă în această versiune de motorizare și indiferent de ce va veni și ce va fi, și probabil că nu vom mai avea foarte mult timp în care să ne bucurăm de aceste minuni mecanice. Nici asta nu mai e mecanică pură, e blindată de electronică, dar are un motor termic, are o cutie de viteze cu pinioane în ea și cu ce știm noi că trebuie să fie cei care am crescut cu genul acesta de mașină, cu motor termic, care încă mai discutăm de propulsie sau tracțiune față sau tracțiune integrală, pentru că viitorul s-ar putea să fie nu neapărat așa cum ne dorim, s-ar putea să fie verde, s-ar putea să fie ecologic, dar s-ar putea să nu mai fie niciodată așa cum am prins noi acum
vremurile acestui extraordinar Megane GT. O mașină intermediară care poate să facă fericit atât un începător, cât și un pilot consacrat. E o mașină extraordinară care se descurcă și pe circuit și în viața de zi cu zi. Regret din suflet că acest Megane GT pierde un motor senzațional, un motor senzațional de normal și de extraordinar în același timp. Asta este, la revedere, Megane GT 1.6 turbo 205 cai. Bun venit pe piața de second hand.